benzinărie la parterul unui bloc de locuit și în preajma altui bloc de oficii la granița sectoarelor 5 și 6 din București, la marginea Cotrocenilor, lângă grădina botanică. Mi se pare extrem de periculos și pentru că poluează aerul, solul, apa, râul din preajmă și pentru că prezintă pericol de incendii sau chiar explozii care pot cauza pierderi de vieți omenești foarte multe. Cine când a autorizat benzineria asta aici pe splai? Nu e așa că e timpul de reparat greșeala asta, să ne așteptăm primul dezastru, ca după aceea să căutăm vinovații. Atenție politicienilor care vor să candideze la toamnă, dacă o să avem alegeri locale. Spitalul Clinic Universitar. În preajmă sunt cel puțin 4 copaci toaletați de mântuială, astfel încât au murit, s-au uscat, ori nu s-a intervenit deloc și ei au perit. Dar primăria nu intervine să-i taie. Ce așteaptă? Să-i doboare vântul peste mașini, peste oameni, peste pacienții spitalului? Intervine peste copacii verzi și-i taie, dar pe ăștia morți îi lasă așa să atârne amenințător la soare. Ori poate are alte preocupări primăria. Să bage felinare scumpe care nu știu dacă funcționează vreodată. Tăiat-o de copaci nu prea poate deturna bani, nu? Sau îi bănuim că au cheltuit toți banii cinstit? Am pornit la pedalat în jurul sectorului 5 și m-am oprit la Spitalul Universitar. Fac un popas în curte și iată, am găsit un om chinuit, care deja obosit să tot facă turul spitalului. Până am ajuns la camera de gardă și la camera de gardă se putea de ajuns de la morgă direct, dar ne-a păcălit omul cu mască și cu uniformă de medic că nu se merge pe stânga în continuare să terminăm de înconjurat spitalul. Ne-a trimis înapoi pe dreapta și iată, am obosit atâta înconjurat spitalul, cursă cu obstacole în jurul Spitalului Universitar, care se laudă că e singurul cu heliport. Poate că ajută heliportul cuiva, episcopului Pimen, de exemplu, să o mai duc o săptămână. Dar oameni de rând, nu. Nu știu cine administrează Parcul Operei, dar vedem că au plantat recent tufe de mântuială. Toate au murit, cu mici excepții. Deci, undeva a fost o greșeală. Ăștia-s bani publici, aruncați în vânt, pentru care cineva trebuie să răspundă. Ia uite, tot parcul e cu tufe uscate. Dacă înțeleg eu bine, pe partea asta de Dâmbovița e administrația sectorului 5. Dacă nu, e sectorul 6. Ori nu le-au plantat când trebuie, ori nu le-au udat bine, ori au cumpărat marfă rebutată. Câte milioane au costat asta? Nu e așa că se putea de făcut ceva mai rațional?
prima bandă pe arterele principale din București poate fi dedicată transportului public și bicicletelor. De exemplu, Bulevardul Elisabeta, care trece prin fața primăriei și care are sens unic pentru transportul public exclusiv prin fața primăriei. Dar pe acolo merge și primărița Gabriela Firea, pentru că vrea neapărat să coboare la intrarea principală de boieri. Dacă am deschide accesul pentru bicicliști, viitorul primar, poate că pe bicicletă, ar putea să vină la intrarea principală, mai ales dacă amenajează acolo și parcare de biciclete, care ar putea fi folosită și de cei care vin în parcul Ceșmegiu. Bloc cu bulină roșie, populat, bine mersi, în centrul capitalei, strada Vânători 1A, la picioarele blocului sparcate mașini, care pot să fie strivite de dărâmături. În cazul unui cutremur, oamenii și-au instalat recent aer condiționat. Exact asta le trebuia într-un cavou. Alături încă una, clasa 1 de risc seismic. Clădire care trebuia de mult reabilitată sau demolată. Dacă prezintă interes arhitectonic, dacă poate fi catalogată ca monument de arhitectură, trebuie reabilitată. Dacă nu, demolată și făcut alta în loc. Sau făcut un mix cu ar verde, pentru că aici în centru nu prea avem. Bulevardul Unirii. În weekend e zonă pietonală, în zile de lucru sau chiar dacă e sărbătoare legală, circulă mașinile deja. La granița între sectoarele 5 și 4 găsim, uite așa, peisaj dezolant și revoltător. Gunoi adunat în saci, neevacuat la timp și desfăcut probabil de persoane fără adăpost, de... Da, scrie că e primărie sector 5. De câini probabil, de porumbei. Și gunoi împroștiat tot orașul. Ba mai mult, vendem și simboluri naziste, periculoase pentru democrație, dar nu prea-i pasă administrației din primărie. Primarul Florea are alte priorități. Un iresponsabil și un demagog. Se laudă că principalele instituții din stat sunt în sectorul lui. Bravo! Și... Zona asta, Uranus, e reprezentativă pentru toată capitala și pentru sectorul 5 în mod special. E lux cu mizerie, e glod cu marmură și granit. E Academie de Științe și cu favele alături. Marginea sectorului 5 cu sectorul 4 al capitalei. Ați cumpărat buchetul, doamnă? Da. Dar nu zicea că e ilegală piața și că trebuie închisă, primarul? Doar ce se vinde înăuntru, afară, nu au voie să... Dar așa, am provoluit totul. Mă înțeles. Și cât costă? Da, 30 de lei. Fain. Da.
Da, da. Hai să văd dacă prinde. E cursă de pisici. Deci cei care vând afară n-au voie, dar în interior îi voie, da? De ce ne filmați? Ca să văd ce face poliția. A zis că aveți voie să vedeți doar în interior, dar afară nu, da? Și de când e decizia asta? Păi, de 10 zile. De acum, de 10 zile. Aha. Mereu ne-a zis așa. N-avem voie. Dar aici ne locuim. Ne locuim aici, în fața ușii. În fața ușii n-am voie, la mine. Bine păi... că este niște drepturi, da. În fața la ușă, la mine, mă comand? Unde stau? Și unde v-a propus să mergeți? Puteni? Perentari? Cine să duceam? E departe de aici, nu? Nu e vorba departe. Dar da. De unde dăm noi atâția bani acum? Pe drum sau pe chirie? Pe chirie, deci locul, tot acolo. De unde dăm? Păi nu ne mai rămâne nici să mai mâncăm. La ce au spus ei? Ce taxe sunt? Și ați vorbit cu administrația? Primar, viceprimar, cineva? Atâta ne oferă perentarul și puchetul. Dar ce fac în loc? Că n-am văzut niciun proiect, n-au păi niciun plan. Nu, n-am făcut absolut nimic. A zis că face ceva, dar n-am făcut nimic. Doar v-a oprit pe da. Voi, dar altceva în loc da. Nu face. Pare rău. Asta este. Cap de dac. Piața de flori demolat, împrăștiat. Și în locul ei nimic. Vom vedea ce a ieșit, da? S-a oprit să stea la taifas. Și când a virat la stânga, era să-mi taie calea. A creat o situație de accident. Șofer, polițist, iresponsabil. Măcar ăsta când cotește semnalează, dar celălalt, colegul lui, a virat brusc, periculos. Se dă la umbră. Primarul PSD din sectorul 5 a scris inițiala numelui pe fiecare gard, pe fiecare vehicul al primăriei. Dar care sunt faptele lui? Ia uitați-vă un scoar minunat care putea fi reabilitat și în care n-a făcut nimic într-un mandat. Cam nimic. E revoltat și pisicul. Ia uitați-vă ce e aici în intersecție. De aici se vede mega catedrala și Palatul Parlamentului. Toaletă publică.
în aer liber. Aici se poate amenaja un scoar civilizat și dacă ar fi îngrădit chiar copiii ar veni și s-ar juca aici la umbră, da, așa? I-am văzut adineauri pe carosabil cu mingea, în timp ce trotuarele sunt ocupate de așa mașini. Halal fapte. La amendat sau fără șofer nu puteți? Cum? Puteți și fără. Dar nu-i sectorul 5 aici? Mi-a confirmat. Și aici chiar se termină drumul. Și începe mizeria. Marginea urbei între Măgurele și București. Ia uitați-vă cum arată sectorul 5 din capitală. Vă dați seama că gunoaiele astea poluează totul. Solul, apa, aerul, păsările, animalele și dăunează oamenilor, evident, implicit. Ciulin, mac, probabil și ambrozie cât vrei. Dar cui îi pasă? Aici în margine se pot construi blocuri sociale ca să fie scoși oamenii din ghetouri și să li se acorde condiții civilizate. Dar trebuie întâi trasă canalizație, apă curentă, asigurat transport până aici, transport public, drumuri de acces, nu așa ca la țară, cum a dat o ploaie, cum nu mai pot să mergi. În București, în secolul 21, oamenii încă mai beau apă din puțuri. N-au apă la robinet, probabil n-au și nici canalizație. Bună! Încolo e sectorul 6, probabil. De aici e teren viran. Fără niciun fel de servicii, de civilizație. În câmp. Nici la țară nu e așa de lăsare. Chiar dacă e pus de mântuială, dar bucata asta de drum măcar e cu asfalt. În urmă am avut vreo 200 de metri de drum de țară. Impracticabil după ploaie sau iarna. Marginea capitalei. Vede catedrala de aici, cu cupole aurite. Asta era prioritatea. Ne trebuia mega catedrală cu cupole aurite, care scoste sute de milioane de euro.
numai clopotele de bronz cu mutra patriarhului. A costat jumătate de milion. Nu prea știm care e prioritatea în vremea de azi, în secolul 21. Oamenii beau apă poluată din fântână, dar banii publici se duc pe fleacuri, sindrofii, concerte, reclame pentru primar. Cerealele astea crescute la marginea capitalei cred că sunt periculoase și pentru animale. Dar e foarte probabil că ele ajung pe masa noastră ca chifle, pâine, ținută înalt de plumb, alte metale grele și tot felul de chimicale de aici, din gunoi ăștia capitale. La marginea Bucureștilor avem și o stână de oi. Nu-mi dau seama dacă e la Măgurele sau în București, dar e trist, oi și capre. Mă mir că n-au câini ca la stână. E totuși oraș, nu? Că e capitala, că e Măgurele, e orașul cu cel mai mare laser, cel mai puternic laser din lume. Dar fără drumuri de acces, ha, cum să nu? Avem și câini, dar sunt legați, nu sunt liberi. Civilizat. Thank you.